Această convenție are ca și scop atragerea tinerilor pentru mișcare, pentru o viață activă. Cea de-a patra ediție a Cupei Valahia la Majorete 2014 face parte din categoria campionatelor sportive și este organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița, parteneria cu Asociația Județeană Sportul pentru Toți Dâmbovița, Federația Română Sportul pentru Toți și Clubul Sportiv All Star Sports Pucioasa. Competiția s-a adresat echipelor școlare, liceale și universitare, precum și formațiilor reprezentând alte instituții, asociații, cluburi sportive sau culturale din țară. La start s-au adunat aproximativ 400 de participanți din 8 județe, precum Brașov, București, Buzău, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Prahova și Tulcea, care au aspirat la titlul din Valahia. Echipa din Dâmbovița All Star Sports Pucioasa a reușit să se claseze de 3 ori pe prima treaptă a podiumului. Au participat 21 de echipe din 8 județe, 110 categorii. De la noi din județul Dâmbovița a participat clubul sportiv All Star Sport Pucioasa, unde a ocupat locul întâi la cele trei categorii la care a participat. Majorete tradiționale cu pomponi, la cadete, junioare și senioare. În completare, antrenorul echipei clubului sportiv All Star Sport Pucioasa, Dobre George Valentin, ne-a declarat că a fost o evoluție excepțională, obținând locurile 1 la toate categoriile la care au participat. În plus, pentru 2014 și-a schițat următoarele. 2014, obiectivele trasate sunt următoarele. Participarea la campionatul național de majorete care se va desfășura la Cluj anul acesta în perioada 31 mai, 1 iunie și, bineînțeles, următorul obiectiv care este mai important, calificarea la campionatul european de majorete care se va desfășura anul acesta în România la Târgoviște.